studenților facultăților noastre, studentelor facultăților noastre și tuturor celor care sunteți prezenți în această seară, spre a vă exprima atât interesul, cât și bucuria pentru faptul că lângă noi, împreună cu noi, stă părintele Vasilios Codicatis. Eu știu după nume mai mult decât așa, Vasilios Codicatis, exact, care este unul dintre celebrii stareți de la Muntele Apes. Acum aproape 40 de ani am avut ocazia să-l întâlnesc la Universitatea din Tesalonic. Era tânăr monah, deja celebru în Grecia. I-a păruse cartea Isodicon. Cartea aceasta pe care am avut atunci ocazia să o cumpăr și să o citesc. După această apariție, profesorul Manzalidis, unul dintre cei mai buni profesori ai Universității din Tesalonic, următorul vă reteză, l-a invitat pe părintele Vasilios să țină o conferință în amfiteatrul Facultății de Teologie a Universității Aristotel din Tesalonic. Atunci, părintele Vasilios a vorbit în felul dumnealui, cu puterea pe care o arăta, cu înalta cultură pe care a dovedit-o și cu evlavia specific atonită. Nu mi-am imaginat niciodată, sau nu mi-am imaginat atunci, că vom ajunge cândva în România să primim un asemenea teolog și un asemenea părinte atonit. Astăzi îmi exprim deosebita bucurie că după, iată, aproape 40 de ani, ucenicul profesorului Manzalidis îl primește în cel mai frumos amfiteatru la facultății noastre, pe părintele Vasilios. Altădată, starețul mănăstirii Stavrul Nikita, care datorită activității a devenit celebră, cea mai mică mănăstire de Muntele Atos, dar foarte frumoasă. Ulterior, starețul mănăstirii Ibiron, acum retras, dar venerat de către toți ucenicii dumnealui, stimat de toți cei care au citit și au fost învățați, au citit lucrările și au fost învățați de părintele Vasilios, prin ceea ce a spus, a scris, a mărturisit. Gherota, vă dorim, vă spunem bun venit în facultatea noastră și vă rugăm să primiți prețuirea noastră și a celor care au citit traducerea prin dumneavoastră lucrări în limba română. Și, desigur, mulțumirile anticipate a celor care vor citi cea de-a doua carte tradusă în limba română, pe care a scris-o preacuvioția voastră și care, prin efortul părintelui profesor Constantin Coman, a văzut lumina iparului în limba română. Fiți binevenit în mijlocul nostru și vă rugăm să vă rugați la rândul vă, pentru toți cei care se ostenesc în școala aceasta, învățând sau predând, pentru a da o mărturie curată despre ortodoxia noastră, lumii în care trăim. Încă o dată, bine ați venit și vă mulțumim că vă găsiți astăzi în facultatea noastră. Mulțumim, părinte.